lecțiile înșuriem una după alta. Îmi vine în minte exact ce mi se întâmplaseră când am început lecțiile. Prima lecție de matematică, din cele 1050 și nu știu câte sunt acolo, m-am apucat Google-ul, YouTube-ul nu-mi permitea să scriu, fac eu videoclipuri de astea de dimensiune maxim, de ore întregi. Nu. Spunea așa, maxim 15 minute dau voi. Și îmi puneam, vedeți acolo, e spectaculos, îmi puneam telefonul, mă suna, mă luam cu lecția, băleu, mă suna și întrerupeam, puneam bucățele acelea, le lipeau Cristi una lângă alta și formau filmulețul care îl vedeți acolo. După ce s-o convins că eu sunt un om serios, așa, eu dau drumul mai mult. Așadar, acum compararea a trei cifre. Nu, ordonarea, să zicem. Ordonarea a trei sau mai multor cifre. Asta e pasul următor. Ordonarea a trei sau mai multe cifre. Nu a tuturor nouă. A sau a 10, 10 simboluri, nu? No, mergem 3, 4, 5 și îndată veți vedea cum gândesc. Încep cu 3. Deci dau pe 2, pe 7 și pe 5. 2, 7 și 5. Nu le dau de dată ordonate crescători sau descrescători, ci arandat. 2, 7 și 5. Și spune, așează-le crescători, de la mic la mare. Ia să uită. 2, 5. Le vede ordinea asta. O ajută foarte bine. 2, 5 și 7. Și simte rapid, zică. 2, mai mic decât 5, mai mic decât 7. Mi le-a așezat crescător. Da? Ca așa am zis. În ordine crescătoare. Deci crescător. Crescător. Le cereți acum să pună de desubt diferența. Aici trebuie să pună pe 3. Aici trebuie să-l pună pe cine? Pe 2. Diferența între 2 și 5 este 3. 5 și 7 este 2. Și aranjează-le și descrescător. Crescător și descrescător. Adică 7 mai mare decât 5, care e mai mare decât 2. Așa scrie, da? 7 e cel mai mare. Descrescător de la cel mai mare la cel mai mic. Iată două cuvinte noi. Crescător și descrescător. Crescător de la mic la mare și descrescător înapoi. Și tot așa, între astea, diferența, iată, de 2, aici diferența este de cât de 3, da? Este aceeași diferență, dar scrisă în ordine aceea. Aici a fost crescător, ne dăm seama că întorcând sensul, 2 este aici și 3 este în partea cealaltă. Materializează aceste lucruri, adică zice 2 plus, spunem noi, îi dăm tema cu 2 plus cât este egal cu 5? Și 5 plus cine face pe 7? Și el trebuie să dea răspunsul, pe care îl are deja dat 3 aici și iată 2 în partea asta. Da? Își face temele. Da, își face temele. Dar dacă el face toată chestia asta pe fișa lui acolo, când tu, așa, când ai ajuns, dragul meu, învățător, părinte, bunic, când ajunge să-și facă fișa singur, înseamnă că își permis să începi și tu pe partea abstractă, adică să-i dea socoteri, să facă acasă socoteri sau la școală sau știu eu. În povestea ora, acum cum Ana, ducându-se la un club de asta unde nu era activitate, dar trebuie să ducă undeva pentru că ei plecând la serviciu trebuia să lăsați copiii undeva, îi dădea să facă ea tema acolo, să facă o fișă cu socotele, în sfârșit. Dar, Aura, tu, în discuția care a purtat-o, sigur că mergeai pe cer, pe nivelul la care se află ea, încât își făcea ieșițile acelea în baza a ceea ce avea ea ca experiență mecanică, așa cum știa ea. Dacă însă
mă ducea pe mine mintea să-i dau așa, aș fi ajutat-o foarte mult. Da? Bine că tu ai dus dincolo de 10, fără discuții. Cu Ana s-a putut lucra, datorită lecțiilor care le-am făcut, datorită faptul că tu ai ingresat de-a lungul timpului, sigur se putea lucra foarte bine, mai sus. Dar eu vorbesc acum la clasa 0, acești copii care ajung acum, iau un loc în bancă, să stea el, nu știu, eu n-aș da mai mult de 30 de minute la clasă să stea acolo atent, nu se poate, 40 de minute maxim. Dar aici tu, învățător, vezi cum îi ții atenția trează, că oricum fuge mintea, dacă nu știi ce... Acolo vă jucați cu când 7 copii așa, 7 fetițe aici, 3 nu știu ce, sub formă de trenuleț. Ce aș face eu? M-aș gândi la tot felul de lucruri. Un vagon, o locomotivă care trage cele 7 vagoane, s-au desprins 2. Fă ceva acolo ca să stai cu toții, să vadă exact concret. N-ai voie ca cele câteva minute să nu le încarci prin inventivitatea ta, încât să ții atenția trează. Altfel, copiii te părăsesc să se repere. Să joacă, fac altceva. Nu. N-ai făcut nimic la lecția așa. Mă întorc aici. Deci, compararea 3 sau mai multe, mai multor cifre. Dragilor, și după ce am făcut toată povestea asta și știu să compare 3, 4, iată, hai să înțelegem și cu 4. Deci, 1, 8, 3, 2. 8, 3, 6. 1, 8, 3, 6. El se duce pe de 1, 3 imediat îl întâlnește, deci 1 e cel mai mic, îl vede cel mai mic, 1 e mai mic decât 3, mai mic decât, nu? Pe urmă 6 și pe urmă îl dă peste 8. Ce ușor e bine! Foarte ușor! Dacă are reprezentarea. Da? 1, 3, 6, 8. După care, crescător, descrescător, aici punem diferența de 2, aici de 3 și în sfârșit de cât 2, da? În felul ăsta scriu și operații, 3, 1 și cu 2 fac 3, da? 3 și cu 3 fac 6, 6 și cu 2 fac 8. Putem să ne gândim la 3 plus cât fac 8? 3 plus 3 și cu 2, adică 3 plus 5, că ăștia 2 fac 5, da? Iată, 3 plus 5 face 8. Ăștia 2 iarăși fac un 5. Adică 1 și cu 5 fac 6. Deci putem face de pe schema asta mai multe variante în care dispunem plus cât cine și cu cine adună căciul acolo, căsuță. Ei, asta înseamnă ordonarea a 3 sau mai multor cifre făcută în lecția 8-a. Da? Asta înseamnă. Ia să vedem dacă s-a dus timpul. Și mai sunt câteva minute, dar opresc lecția aici, la ordonare, pentru că am de gând, lasă mai micuțe pe asta, sau să las, nu, mai las ca temă acum. Temă la lecția asta. Deci, după ce am făcut exersarea cu ordonarea, după ce lucrurile merg foarte bine, spunem, aplic temă. 2 plus cine egal cu 8? 3 plus cât este egal cu 9? 7 minus, minus, cât? Egal cu 2. 5, minus, cât? Egal cu 2. Deci asta e temă. Da? Temă, copii. Gata. Deci, gata cu joaca. Acum suntem foarte serioși, ne apropiem de ceea ce, cu ceea ce se începe, de fapt, după un timp, cu partea abstractă. Dar după ce am făcut toate lucrurile acestea, atunci partea abstractă merge. Pentru că el zice, 2 plus cât să fac 8? 2. Și cât să mă adună pe la 8? Da? El mai știe și cine și cu 2 fac 8. Adică,
ca să ajungi la 8, având numai pe 2, 6 îți trebuie, da? Vedeți, aici e foarte clar. Deci aici aș face așa, 2 plus cât să fac 8, mi-e greu. Dar eu știu că e comutativ, adică pun căsuța la început, plus 2, să fac 8. Cine și cu 2 fac 8? Da? Cine și cu 2 fac 8? Fiindcă asta nu mi-a ieșit din prima, mă duc așa. Adică, până la 8, știi că am pe 2. A, e ca și cum aș merge înapoi. 8 scăzut 2, 6. Deci, 6 este de asta. Foarte bine. Nu mă apuc și număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și cu 2 fac 8. E greșit să apelăm la stilul ăsta. Nu, nu. Deci aici e șmecheria. 2 plus cât să facă 8. Trebuie să pun mai multe obiecte până la 8. Nu știu deodată să-ți fac. Dar întrebarea ar fi, cine și cu 2 fac 8? Și atunci din 8 scădem pe 2 și dăm peste 6. Da? Deci practic am dus tot raționamentul la ce înseamnă 8, scăzut 2, care e egal cu 6. Și așa am dat peste 6 ăsta, pe care l-am pus aici. Da? 6 ăsta. Da, este superb. Așa trebuie să învățăm să raționeze. Deci, fiindcă adunare comutativă, cine și cu 2 fac 8? Adică, ca să dea peste acel cine, să-l afli, cade din 8 pe 2, pe ăsta care știe, da? Și dă 6. Din 8 scade 2, pătrățel și ți-a dus la 6. Vedeți? Se folosește foarte bine de această reprezentare. Da? Aceste lucruri, vedeți, în scară, nu avem voie ca în lanțul ăsta al cunoașterii de o verigă să lipsească. Că trăinicia e până la verigă cea mai slabă. Da. Așa se fac toate celelalte lecții. Toate celelalte. Așa cum s-ar traduce? 3 plus cât? Adică cine plus 3 se facă 9? Și în culise, el zice 9 scăzut 3. 9 scăzut 3. Este din 9 scade 3, egal cu 6. Tot 6 este, da? 6 răspunsul corect. Asta înseamnă să învățăm sănătos de la bun început. Ia să vedem, cred că s-a făcut timpul. Așa s-a făcut perfect. Așa.